categoria elev și așa cum spuneam, ne-am propus să scoatem în evidență pe cei care au obținut cele mai bune rezultate. Începem cu rezultatele la evaluarea națională și bacalaureat. La evaluare, Dicu Gheorghe Daniel a obținut media 9,76. Felicitări! La bacalaureat, media 9,53, Ștefan Mara Mihaela. Felicitări! Două premii au mers în aceeași familie. Lângă premiul simbolic, un alt premiu simbolic care s-a dorit să fie pentru întregul echipaj care astăzi va fi premiat, mă refer la elevi. Joi 17 august am organizat o excursie la Curtea Domnească Tudu Chindiei, Mănăstirea Dealul, care se va încheia la Terasa Towers, bunăvoința administratorului și a administratorului la Societatea Prostrategii din Târgoviște, cărora trebuie să le mulțumim și ar merita aplauzele noastre cei doi. Am avut și avem copii foarte buni care au participat la diverse olimpiade și concursuri. La Olimpiada de Limba Franceză, Dicu Gheorghe Daniel, câte premierii azi? Locul întâi pe județ și mențiune specială la faza națională. Iosifescu David Georgian, clasa 7-a școală Răcar, locul 2 pe județ. Stănică Alexandru Gabriel, clasa 7-a școală Răcar, locul 3 pe județ. Dinu Emilia Valentina, clasa 7-a școală Răcar, locul 3 pe județ. Petre Gabriela Alexandra, clasa 7-a B, școala Răcar, locul 3 pe județ. Nicolae Gabriela, clasa 9-a, liceul teoretic Ion Ghica Răcar, locul 3 pe județ. Iordache Mihai Ilian, școala Răcar, mențiune la faza pe județ. Cimberianu Leonard Marian, școala Răcar, mențiune la faza pe județ. Toate acestea n-ar fi fost posibile fără dăruirea domnului profesor Daniel, nu? Dorin. Dorin, un cadru de excepție și, bineînțeles, doamna profesor Mădălina Savu. Aplauze și pentru... La Tehnologia Informației și Comunicării, Angel Florentina Gabriela, clasa 9-a, liceul teoretic Ion Ghica Răcar, locul 3 la faza pe județ, concurs pagini web, Bordea Elena Cătălina, clasa 9-a, liceul Răcar, locul 1, și Nicolae Gabriela, liceul teoretic Răcar, pe asemenea locul 1. Felicitări, dragii mei, și mult succes în continuare! La clasa pregătitoare, de la școala Răcar, Coșcun Canel, felicitări! Cine ești vecină? Și conexe Ioana de la clasa B. La școala Ghergan, că m-am grăbit eu puțin, Tănase Robert. Școala Coracu, preoteasa Bianca Elena. Bianca este?
Bravo, dragi mei, felicitări și succes în continuare! Hai, Canel, suși la mamă! Popesc cu Ioana, felicitări! Să se apară și bunii între timp! Nu poate avea un profesor! La școala Ghergan cu Beică Florin Darius, școala Colan cu Ian cu Florin Adrian. Clasa a doua, la școala Răcani. Petru Delia, clasa a doua, Călina Alexia Florentina, tot la clasa a doua, școala Răcari, Delia și Florentina, este de la școala Ghergan, cu Mbuitu Ștefania Iuliana și școala Colacu Popa George Alexandru. La clasa a treia, școala Răcari, Ionescu Teodora și Dumitru Cătălin Gabriel. Ionescu mi-e sură de 100, deja nu trebuie la fost aici. Elgan, Năstase Miluna Teodora și Colacu Pârgu Maies Alexandru. Felicitări, dragilor, și succes! La clasa a patra, de la școala Răcari, Popa Vlad Nicușor, nu arătați la Nicușor, dar mă rog, vă știu de unde eu. La școala Ghergan, stânga David Andrei. Școala Colacu, Mihai Florentina Nicoleta. Clasa a cincea, școala Răcari, deja avem media 10, Livede Andreea Maria și Dinu Cătălin Mario. Ce facem, domnule? Deci tu erați de 10, da. Chircă Miruna Mirabela, media 9,86, cu școala Colacu, Ona Ionela Amalia, media 9,14. Clasa 6-a, școala Răcari, Gozu Teodora Alexandru, media 9,93. Școala Ghergan, Vișan Valentin Orlando, media 9,37. Și școala Colacu, Marișca Claudia, media 8,25. Clasa 7-a, școala Răcari, avem 3 medii la același nivel. Covric Ștefan Andrei, media 9,88, fapt aceeași medie la toți. Iosifescu David Georgian, aceeași medie. Și Maru Eduard Mihai, media 9,88. La clasa 7B, Berianu Leonard Marian, 9,97. Și Petre Gabriela Alexandra. La școala Ghergan, Alexandru Lucian Florin, media 9,35. La clasa 8-a, școala Răcari, Dicu Gheorghe Daniel, media 10. La clasa 8-a-B, Dumitru Georgiana Andreea, media 9,86. La școala Ghergan, Vișan Ana Maria, media 9,97. Și școala Colacu, Tudor Pavel Daniel, media 9,83. La Liceul Teoretic Ion Ghica, în
viteză de învățământ care face cinste localității noastre și județului nostru. Într-un an chiar am obținut un loc fruntaș, aproape pe podium, locul 4 la bacalaureat. Din păcate, în ultimii ani, rezultatele nu au fost la fel de bune. Totuși, avem elevi foarte buni și acest lucru se observă și din rezultatele mediile obținute la finalul anului școlar. La clasa 9, Nicolae Gabriela, media 94. Tot la clasa 9, Mihai Ștefan Cătălin, media 96. Clasa 9, Man 2, Galit Silvia Roxana, media 96. Și clasa 9, Man 3, Tănase Andrei, media 96. Aceeași medie. Dragilor, felicitări și succes în continuare! În clasa 10, Negoiță Mihaela, media 89. Matache Cristina Ionela, media 9,57. Rodica Nicolae Robert, media 9,78. Și Mocanu Andreea Daniela, media 9,64. Clasa 11, Cosma Elina Elena, media 9,70. Bădică Doru Andrei, media 9,95. Domnule Cătălina Folicica, media 9. Cristian Carmen, media 9,90. Deci aici e ușoară de tipoară, am prins eu. Deci tot 9,90. Da, da, da. La clasa 12 avem 3 premianți. Alionte Rodica Alexandra, media 9,79. Negoița Andreea, media 9,95. Și Costache Georgiana Magdalena, media 9,95.